cu toate tutelii sunt la mare în pizda goală, în chiloți, care cine știe pe unde e să-și facă plajă, toată lumea e fericire și veselie peste tot. Care șampanie la Nuba cu roba? Vă pupă toți voi! Te pupă, Alex! Băi, legat de protestul ăsta, ce să zic, am vorbit cu Metre Televizion, am vorbit la Piteasca, pe la Căzănești, de la noi, de la București, până în frumușii anii părțile alea, am trimis și lui Fănela, lui Caran, acum scrisoare la penitenciar, aștept să răspundă, gata, băi, ieșim în stradă, cu căruțe, cu furci, cu topoare, cu paruri, cu alea aici. Mai lua tu în răz de Televizion, ce-i mă cu tine? Eu știu ce zici tu, frate. Asta ți-am zis, rămâne doar la stadiu de discuții. Probabil că îți permiți să mai glumești pentru că ești în situația să poți să-ți permiți. Dar sunt mulți care nu să-și mai poată permite. Care mă, să văd că trebuie să vină o trupă puternică de la Cozieri acum zilele astea. Stai liniștit că, vezi, auzi, Alex, stai liniștit că pe 29 martie vezi că toată lumea și din Berceni și din Sălăjean și după este tot au fost în stradă atunci. Atunci a fost singurul protest adevărat în care le-a intrat Murcov în cur la ăștia. Nu mai vorbesc că au fost... Era atunci vacanță, Alex, nu știe. Toată lumea a fost acolo. Tu vorbești cu Alex, care fost... Alex are 5 ani de America. Când îl veni acum, nu știe pe ce parte la autopen să iasă pe care uși să întoarce înapoi pe terminalul ăla. Mai știi, Alex, ce mai e în România? Vede el acum când îl veni? Poate pune și masca acum când vine pe figură. Roxana Balint, te pup, îmi dai și mie un follow, Roxana Balint, Roxanica. Fraților, e din ce în ce mai nasol, o să fie din ce în ce mai greu. O să dau indian. George, și atunci nu e normal ca toți să ne unim ca să ieșim în stradă pentru copiii noștri? Nu ți se pare normal? 99% din toate protestele eu am fost omul din spatele lor, la organizare. Eu am fost tot timpul acolo. Eu sunt singurul care mi-a luat câte 150 de milioane amenzi. Am avut dosare făcute. Ăsta, pahoțul are care Diana, vorbeam, încă de când a fost vizita papei, ca să înțelegeți de când e lupta mea cu gunoaiele astea, m-au ținut la SPP, lângă Golden Blitz, 4 ore. Special ca noi să nu venim să arătăm exact, să transmitem mesajul pe care vrem să-l transmitem. De ce ți-a închis contul, indianule? Pe ce poate ți-a închis contul? Televizion? Da. De ce nu mai sunam încă atunci când a venit papa, dacă erai la vubelele, băiatul ăsta, că vorbesc cu unchii meu. El era pe acolo, pe la Vatican, ai înțeles? Dă câteva telefoane. Alexe, nu doresc la nimeni, frate, dar gândește-te că viitorul copiilor noștri în momentul de față o să fie vândut și să dă legea suveranității. Voi nu tratați cu seriozitate, voi considerați că în continuare trebuie să facem caterincă, glume și vorbele de obicei. Caterinca și glumele și astea ale noastre tipice de cartier și toate astea de băieți, le putem avea. În momentul în care, pur și simplu, avem un trai mai bun. Dar până atunci când, de exemplu, noi permitem în continuare, în 2008-2009 era barilul de petrol $146, acum e puțin peste $100, atunci era 3,7 ron motorina și benzina și acum... Hai să spun ceva, nu că iau apărarea lui Alex Stoica, că Alex e prietenul meu, e un băiat ok, are și caterincă frumoasă. Alex stă în România o lună, două, deși le vine să distreze. Tu crezi că pe Alex îl interesează de chestiile astea? Alex e în America, Alex se gândește cum să mai facă $1,000,000. Ți se pare? Alex îl interesează cum să facă câteva milioane de dolari, frate. O să aibă și Alex un pic și poate va locui în România și se va da și el de cap cu sistemul. El de câte ori nu intru la tine, eu cătuiești cu politica. Ok, dar fiecare să ne gândim că avem copii și părinții noștri au murit sau unii sau rude au murit la Revoluție. Pentru ce au murit? Ca să ne bate noi joc acum pentru ei? Uitați-vă un pic, de exemplu, când a fost mersi, cu Bechtelul. Mersi la Luca. Cu Bechtelul și Television. S-a mai aflat cineva? Au plecat americanii cu banii buzunari, la revedere, drum bun. Țapă. Dar ce, frate, tu vorbești numai... Ascultă-mă, tu vorbești doar de Bechtel. Păi de la Bechtel a luat asta Clotinda Armand, a rămas cu vreo 12 milioane pe dreapta. Doi la mână. Tu vorbește de Microsoft. Tu vorbește de o grămadă de bani care s-au sustras pe anumite proiecte, care alea nu s-au făcut niciodată. Nici măcar la modul
Deci nici măcar la modul de un terasament, să zici, uite, bă, am rămas cu chestia asta, au turnat ăștia decât, cum să spun, decât fundația. Nu există, au fost bani fictivi luați. La revedere. Uite televizor, uite, da, spune acum moderatorul, spune o chestie de Roșia Montană. Uite, eu personal cu Șoșoacă și cu câțiva băieți, un grup de băieți, am fost la Roșia Montană, special ca să vedem ce se întâmplă acolo și din punct de vedere